Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Primăria municipiului Iași intenționează să reabiliteze și să redea circuitului cultural și turistic două importante monumente istorice, Palatul Braunstein și Mănăstirea Frumoasa. Proiectele de hotărâre de Consiliul Local Municipal vor fi supuse atenției și votului legislativului ieșan în ședința extraordinară de joi 18 august. Dacă vor primi aprobarea consilierilor locali, cele două proiecte, Palatul Braunstein și Mănăstirea Frumoasa, vor fi înaintate pentru a primi finanțare europeană. Termenul limită de participare la apelul de proiecte în vederea obținerii finanțării este 25 august. Primăria municipiului Iași vrea să încurajeze și să dezvolte transportul cu biciclete prin intermediul fondurilor europene nerambursabile. Reprezentanții municipalității au redactat fișele de proiect a două inițiative, menite pe de o parte să implementeze conceptul bike sharing în Iași și pe de alta să creeze un parc de recreere, dar și instruire pentru tinerii bicicliști. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Ce are în vedere acest proiect și cine îl finanțează? El intră în finanțare pe axa 4.1, pe partea de mobilitate. Este un proiect care a fost cuprins ca temă în planul de mobilitate urbană pe zona metropolitană Iași. Face parte din proiectele propuse pentru strategia de dezvoltare integrată urbană și cuprinde o rețea de bike sharing în care fiecare utilizator va putea să folosească bicicleta transportând bicicleta dintr-o stație de biciclete spre cealaltă, printr-un sistem de monitorizare tip GPS. De minim 30 de stații am evaluat noi. Bicicletele vor fi repartizate de operator la sfârșitul fiecarei zile, înapoi în stațiile de unde au provenit, pentru că există posibilitatea ca pe parcursul exploatării unei zile să dezechilibreze, să apară mai multe spre centru față de periferie și trebuie duse înapoi. Cu sisteme de taxare, cu sisteme de evidență, cu abonamente, cu cartelă. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea unui velopark și o să spunem de ce velopark. Pentru că lumea trebuie să înceapă să știe să circule pe bicicletă și în regim rutier. Acel velopark, noi am ales două locații, una dintre ele este lângă fostul poligon auto în zona Bucium, altă locație vizează ieșirea dinspre Roma pe partea stângă. Românii stau înghesuiți în locuințe mici și cu dotări puține, o realitate confirmată și de o statistică la nivel european, care spune că peste jumătate dintre români nu au suficient spațiu în propria locuință. Suntem lideri și într-o altă privință rușinoasă, o treime dintre casele de la noi nu au baie sau duș. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a anunțat astăzi că vor fi declanșate verificări interne. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost filmat săptămâna trecută de news.ro când s-a dus la sediul Direcției Regim Permise să-și reînnoiască permisul de conducere. A ocolit rândul de aproape 1000 de persoane pe o ușă din curtea interioară. Acolo a fost așteptat de reprezentanții instituției care l-au condus în clădire și au făcut procedurile pentru eliberarea documentului. În tot acest timp în care Tăriceanu a completat documentele și a făcut fotografia pentru noul permis, publicul nu a avut permisiunea să intre în clădire. Respingerea atacului aviației inamice, căutarea și atacului unui submarin inamic, localizarea acestuia cu o geamandură hidroacustică și lansarea unei torpile de exercițiu, câteva dintre elementele prezentate de marinarii militari în cadrul celui mai mare spectacol naval din acest an organizat de Ziua Marinei pe faleza din fața comandamentului flotei din Constanța. În prezența președintelui Klaus Iohannis, a cărui discurs a fost axat pe importanța Mării Negre. Ce se întâmplă în prezent la Marea Neagră nu mai este o chestiune locală și nu privește doar un echilibru regional. Evoluțiile din această zonă au efecte dincolo de granițele ei, au implicații asupra securității euroatlantice, iar Marea Neagră este un punct cu greutate strategică. Poziția României și opțiunile sale majore de securitate sunt cu atât mai mult decisive acum. Ca parte a regiunii Mării Negre, România este în prezent un pilon de stabilitate, democrație și securitate. Sunt avantaje reale și trebuie să avem capacitatea de a le folosi pentru a ne consolida poziția de membru NATO, de partener strategic credibil, în special în contextul global actual.
Klaus Iohannis a continuat în același registru și a vorbit despre ultimul summit NATO, cel de la Varșovia. Șeful diplomației turce acuză Uniunea Europeană că umilește Turcia și condiționează încă o dată respectarea acordului în domeniul migrației cu Uniunea Europeană de liberalizarea vizelor. Naționala de handbal feminină a României s-a clasat pe locul 9 la Jocurile Olimpice de la Rio. A fost cel mai slab rezultat al tricolorelor din cele 4 participări la Olimpiadă. Naționala de handbal feminină a României a ratat noaptea trecută calificarea în sferturile de finală ale Jocurilor Olimpice de la Rio. A încheiat grupa A cu 2 victorii și 3 înfrângeri. Pe locul 10 s-a clasat Coreea de Sud, pe 11 Muntenegru, iar clasamentul a fost încheiat de Argentina. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.